când ai fost părtaș la ultimele sale clipe din această viață, așa zisă viața noastră, care este o moarte lentă și permanentă de la nașterea, așa zisă noastră nașterea. L-am însoțit la ieșirea din clădirea aceasta, până când în intersecția de la CEC ne-am despărțit. Și i-am urat să aibă grijă să nu facă molimă aceasta, să nu prindă această molimă care este COVID-19. Și a râs oarecum disprețuitor că pe mine nu mă va prinde asemenea boală. Și într-adevăr, asta se întâmpla într-o luni după masă. Marți am aflat pe căile electronice că Daniel s-a întors la Obărși. L-am cunoscut aici, în Zaleu, cu ani în urmă, nu mai știu ce am fost, ca pe un tânăr rebel și prietenos în același timp. Reușea să contrarieze pe cei care nu puneau în cumpănă stările prin care poate trece un om de-a lungul unei zile și m-aș fi mirat, aș fi rămas și eu la rândul contrariat dacă n-aș fi simțit pentru el o prietenie mirabilă. Nu puteam să-mi dau seama de ce sunt atras de acest tânăr prieten, pentru că acceptasem să fim prieteni, acceptasem un colateral. Și cu Daniel la fel. Veneam la Zalău, mergeam la centrul de conservare, de unde coboram la o plăcintărie, o berărie, la o sticlă de bere și conversam pe diferite teme. Îl interesa, în mod, am observat asta atunci. Îl interesa în mod deosebit dogmatica și filosofia. Și discuta cu mare aplicație, ziceam eu, impresionant, diferite teme din aceste domenii. Datorită lui l-am cunoscut și pe tânărul Velichi, care a plecat de mult și el, și probabil că se întâlnesc acum la câte o șuietă în câmpiile Elizeie, se plimbă, discută și râd cum numai ei știau să râdă. Și pe tânărul Velichi l-am găzduit cu prietena sa, soția sa, cum spune el, o noapte la Jibou, în casa noastră. L-am condus, mergea spre Baia Mare, era iarnă, era frig, erau înfometați, obosiți. Și am rugat să mai rămână pentru o zi, măcar și n-au acceptat. În sfârșit, revenind la Daniel, nu știu de ce am senzația că ia ce cu noi și ne ascultă. Și râde. Era contradictoriu în faptul că avea părere cu totul personale și despre colegii săi, prietenii săi, de cenaclu sau deschis. Venea de la, uneori de la dispreț până la adulație asupra acelorași personaje. Era un ins care urma să devină celebru. Și iată că a devenit. Era furibund atunci când el agasai spunându-i că este tributar moraliștilor francezi, bunoară, odată la o întâlnire de-a noastră vis-a-vis de Catedrala Greco-Catolică, în localul acela, în urma unei discuții, i-am reproșat faptul că, mă rog, între ghilimele vorbim, i-am reproșat că este sedus de, și că este un continuator al moraliștilor francezilor. El a răbuvnit furios că nu este și că nu știe și că nu i-a citit. Dar se probabil, dar
n-a avut, în sarea care ne găseam amândoi, n-a vrut să recunosc casa. Dar una cu alta știa să fie și un prieten foarte bun. Știa să fie un prieten extrem de bun, atent, delicat. Dincolo de reacțiile sale uneori furibunde, atunci când subiectul sau momentul nu le agrea. Mă bucur că am fost și că mi-a acceptat prietenia. E greu să spui când te întâlnești atât de rar cu un om că ai și fost prieten. Mă simt dator să spun câteva cuvinte despre el, pentru că o carte care mi-a apărut prin bunăvoința lui Daniel, său ca și cu sprijinul financiar, deci al centrului de aici, toată munca de tehnoredactare a făcut-o el, deci Daniel. Mulțumesc pentru că ne-am întâlnit în viață. Și să știți că ne-am întâlnit. Știam că era preocupat de filozofiile ezoterice. Discutam când ne întâlneam despre acest lucru. Avea lecturi foarte interesante, temeinice. Și auzise de undeva că m-am întâlnit de două ori cu Petre Țuțea, îmi plăcea de el și mă ruga, spune cum a fost omul. I-am spus ce puteam eu să spun, pentru că și la Petre Țuțea am ajuns foarte întâmplător. Am văzut, într-o zi eram în concediu cu soția pe undeva prin munți pe la Sinaia, nu găsisem revista secolul 20, era în anii aceia ai comunismului și era singura revistă care mă pasiona și la Satunare ajungea destul de târziu și văd undeva un tânăr, deci așa, care avea revista secolul 20, o citea. Îi spun la nevastă mea, știi, du-te și te așează mai încolo și îl întreb, bărbate, pentru că era mai tânăr decât mine, nu poți să-mi dai și mie, deci un pic, uite, voi sta mai încolo să citesc revista secolul 20. La ta mi-a dat-o, l-am întâlnit și la despărțire îmi zice, păi, de ce te-ai interesat? Ei, uite, mai scriu și eu, mai citesc și acest băiat se ducea în fiecare zi la Petre Țuțea și îi ducea o sticlă de lapte și o franzelă. Și zice, domnule, dacă veniți prin București, căutați-mă. Am stat eu, care nu l-am întâlnit pe Țuțea, cum să nu? Și într-adevăr, deci cred că m-am dus numai de aia, deci la București. Și am ajuns așa la el. Ușa deschisă, la bloc, putea intra oricine. În sfârșit și scurtez, pentru că vreau să ajung la Daniel, așa, din sufletul meu, deci așa, Daniel, din sufletul meu. Și la un moment dat nu puteai vorbi, deci de Țuțea. Țuțea vorbea în germană, în franceză, în filozofie, tot. Nu puteai ține pieptul cu el. Și la un moment dat ne arată, zice, uite, am un citat aici, ia citește-l tu. Ăla eram el. Zicea, ai voce frumoasă. Bun. Vreau să vă spun că după 2 ani de zile m-am dus din nou la București și când am intrat în casă, deja am dus eu laptele și cu franzela respectivă. A, zice, bine că viem, ți-am pus un citat, că mi-a plăcut vocea ta. N-aș știu, bănuiesc niciodată cum mă numesc, dar îmi reținuțe vocea. L-a impresionat mult pe Daniel acest lucru. Vreau să vă spun că la Poesis mi-a trimis câteva texte pe care le tradusese, mi-au plăcut și acum cu poeziile.
pentru că mă întâlneam destul de rar și fusese și la satanare destul de rar, când se public eu pe Daniel, său ca și pe Daniel Von, îi public invers. Ca niște oameni minunați ce sunt, nu s-au supărat, n-au făcut din asta o... Pentru că fie a fost vina mea, fie a colegii mele, nu aveam redacție. Ce vreau să rețin pe lângă faptul că apreciez ce a făcut și pentru mine, pentru cartea mea, dragii mei, deci da, el are niște prieteni minunați, ca și voi. Să editați cărțile, să-i faceți o întâlnire în memoria, să strângeți prieteni și să vorbiți despre un coleg și despre... E un mare. Deci aș vrea să vă spun că sunteți minunați, colegii lui, cei de aici din Zala. Dumnezeu să aibă grijă și de voi. Tu ești cel mai implicat. E un moment emoționant să vorbești de cei care mai sunt. Vreau să vă spun că este o tară a literaturii și a culturii române faptul că dacă vrei să fii scriitor mare în cultura română și în literatura română, prima condiție este să fii mort. Deci, din păcate, noi nu știm vorbi de scriitor, nu știm apreciat timpul vieții, nicăieri, doar după ce au murit, aflăm că au fost extraordinari, au fost fantastici și ne lipsesc cu desăvârșire. Din păcate, este o tară a culturii române care este de un adamism perpetu, începem totul fantastic și terminăm lamentabil. Bun, să trec la Daniel Oblean. Să știți că ne-am întâlnit foarte de mult. Ne-am întâlnit că eu, fiind sălăjean și locuind în Oradea, am vrut să, deși Zalău e mai legat cultural decât de Cluj decât de Oradea, am vrut să fac o legătură între Zalău și Oradea. Și am invitat, nu știu dacă își amintește Daniel, poate și tu te amintești, că v-am invitat la Muzeul Țărnicheșilor la un moment dat, Ilo Tempore, și a venit și Daniel Oblea, era un cerc sigur absolut undeva, mi-am amintit și eu foarte vag. Mi-am amintit că era extrem de susținător al lunarii UNESCO. Eu fiind un sceptic și un radical pe altă direcție, știu că am avut discuții extrem de controversate pe această temă cu lunarii UNESCO și cu pe concepțiile lui despre el. De altfel trebuie să știți că am scris de prima carte a lui Daniel Oblea, mi-am amintit că am scris numai familia, am uitat și de ce carte era vorba și ce-i fi scris, acolo nu mai amintesc. Dar Daniel Oblea în Gârceava, Chimerele de care s-a vorbit, care mi se pare cartea lui fundamentală, pentru că aici a riscat totul și a dat totul, riscând totul. Sigur, a riscat foarte mult, pentru că are câteva chestiuni pe care aș vrea să vă spun. Daniel Oblea se mișcă între, este un fel de cioran orebu, cum ar zice francezul. Adică, el se scrie în maniera cioraniană, dar exact pe invers, pentru că el este un duh. Scrie oarecum duhovnicește, este un spirit creștin, extrem de aplicat, uneori aproape, cum să spun, aproape atingând anumite elemente dogmatice. Pe când Cioran, fără să insist, știți pe ce latura era. Dar fel George a zis foarte bine, l-aș încadra în stilistica lui, în chestiune fragmentare scrisă, l-aș încadra între Cioran și Țuțea. Deci are din Cioran stilul, încerca să aibă stilul lui Cioran de a scrie, iar de la Țuțea patosul creștin. Deci Țuțea era un creștin desăvârșit, deși să știți că era un socratic, scria extraordinar, vorbea extraordinar, dar în scris, dacă veți citi cărțile, veți întâlni un Țuțea care e greu de parcurs. De aceea, întâlnirea mea, vreau să vă spun că ultima colaborat foarte bine, mă suna, eu am scos o carte, eram încă în timpul vieții, am scos o carte sunt lobby inutile la Caiete Silvaniu, le mulțumesc prietenilor de aici, iar Daniel Oblea se ocupa de ea. Și mă suna pentru orice chestiune și am avut o colaborare cu el extraordinară. Regret foarte mult, am scris când a murit, am scris o lacrimă pentru Daniel Oblea și nu pot decât în acest moment să mai vărs o lacrimă pentru Daniel Oblea. Vă mulțumesc!